În data de 22.05.2018, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Porolisum al județului Sălaj a desfășurat o serie de activități de informare preventivă în cadrul Zilei Porților Deschise la sediul Liceului Tehnologic numărul 1 în Sărmășag. În cadrul evenimentului le-au fost prezentate elevilor o serie de tehnici de acordare a primului ajutor de bază și un set util de reguli de comportare pe timpul procedurii unor situații de urgență. Cercul elevilor, prietenii pompierilor de la Sărmășag, au prezentat un exercițiu demonstrativ de stingere a unui incendiu la un autoturism.